Da, ce să spun, eu îl respect pe jucătorul Adrian Mutu. Tot timpul am spus că nu e ușor să marchez peste 100 de goluri în Italia. Numai jucători mari pot face lucrul ăsta. Ca antrenor, cum a spus și dumneavoastră, nu m-am întâlnit până acum, dar cu siguranță cred că are un bagaj bine pus la punct și aici mă refer din punct de vedere tehnico-tactic, din punct de vedere al cunoștințelor fotbalistice, având în vedere că a evoluat la un nivel înalt, a avut antrenori cu nume în Europa și cu siguranță este un antrenor bine pregătit. Probabil va avea nevoie doar de mai multă experiență pe care o va acumula în lucrând zi de zi, ceea ce s-a întâmplat și cu mine. Deci experiența vine practic lucrând zi de zi și făcând antrenamente zi de zi împreună cu grupul. Da, e primul meci din Liga 1. Noi am mai jucat două meciuri, am avut Supercupa și încă două meciuri, să zic așa, în competițiile europene. Este un joc normal de campionat, un joc pe care va trebui să-l tratăm ca atare și să-l câștigăm. Vor fi schimbări în echipă, fiindcă venim după 120 de minute jucate în deplasare și atunci jucătorii care vor intra ar trebui să demonstreze că merită să fie la CFR. Nu e clar că îmi doresc să mă calific mai departe în Champions League, dar nu pot spune că îmi doresc să pierd mâine. Dă-mi și mie o apă, te rog frumos, că mi s-a uscat gura. Este această Craiova, o echipă a transferat foarte mulți fotbaliști din această vară, majoritatea lor fiind străini. Mai spuneți-mi o dată că n-am fost atent. Dacă această Craiova este o echipă, a transferat foarte mulți jucători în această vară, majoritatea fiind străini. Da, n-am reușit să-i vizionăm foarte bine. Va fi destul de greu să pregătesc acest joc. Am încercat să iau ultimul lor joc cu Hajduk, dar a fost foarte prost filmat. N-am reușit să-l vizionăm. Știu așa câte ceva despre ei, dar în momentul de față nu pot să le dau detalii foarte amănunțite jucătorilor mei. Suntem lipsiți de informații clare în momentul de față, dar de foarte multe ori respectăm adversarul, respect FCU Craiova, dar de multe ori trebuie să fim preocupați de ceea ce facem noi în teren, fiindcă în ultimul timp am avut probleme de genul ăsta, adică noi am ajuns în fața porții, dar n-am reușit să concretizăm și să marcăm situațiile pe care ni le-am creat. Sunteți deja cu gândul în Jakarta? Nu știu de ce, a fost vreun cutremur, ferească Dumnezeu sau ceva, ce s-a întâmplat, vreun incendiu pe acolo sau ce? De meci? Nu, sunt cu gândul la meciul de mâine. Sunt cu gândul la meciul de mâine. Sunt un pic afectat așa și de un incident pe care l-am trăit astăzi, având fiind lovit de un troleibuz. Practic mașina mea, autovehicul cu care circulam, a fost acroșat de un troleibuz și chiar vreau să fac un apel așa. Băi, oameni buni, dacă nu v-ați săturat de cancanuri, v-am spus de acum două luni, nu-l veți mai avea pe Șumudică ăla de acum câțiva ani, care să vină și să fie pe toate paginile ziarelor, să intru la toate televiziunile. Eu de două luni aproape eu n-am mai intrat la nicio televiziune și încerc să evit să mă canalizez și să mă focusez pe ceea ce am de făcut aici. Nici n-a trecut 5 minute, m-au sunat cei de acasă, erau speriați cu fel de știri pe care le-au citit. Chiar pe un site de la București a apărut că Șumudică vinovat a acroșat troleul. Păi nu știu cum pot să acroșez eu troleul când sunt pe prima bandă, dau prioritate pietonilor care veneau din sus opus. Troleul vine din spate, mă acroșează, mă aruncă 2 metri și spune că am acroșat. Dacă vor să ia detalii, să se intereseze, să vadă amiabila care s-a făcut și în
care conducătorul transportului în comun recunoaște că a greșit și asumă toată vinovăția. Deci haide să nu mai destabilizăm, să nu mai dezinformăm lumea, să nu mai punem în cârcăluș mudică tot felul de probleme. V-am spus că sunt până la un moment dat sunt liniștit. Atâta timp cât mă atacă cineva și când apar minciuni de presă, nu pot sta deoparte și voi răspunde de fiecare dată. Fiindcă n-am nici pene pe spate și nu sunt guțuman. Așteptați transferul? Nu aștept niciun transfer. Nu aștept niciun transfer deocamdată. Suntem în discuții cu un atacant. Vom vedea dacă vom reuși să-l aducem. Avem un lot destul de bine structurat, doar la un atacant. Mă gândesc în momentul de față, suntem în discuții cu președintele clubului, cu tot ceea ce înseamnă staful tehnic și sperăm să găsim soluția care este cea mai la îndemână și din punct de vedere financiar și din punct de vedere valoric, ca să aducem un atacant la CFR. Poftim? Cine ți-a trimis, Dorinel? Acum că vă văd după telefon, ți-a trimis mesaj Dorinel sau ce? Aha. Păi trimite-i mesaj înapoi lui Dorinel. Scrie acum, a zis Șumudică că își dorește foarte mult următorul pas să treacă de o echipă din Gibraltar și să ne calificăm în Conference League. În momentul în care vom fi în Conference League, din punct de vedere financiar, încercăm să aducem niște bani la club. După care vom avea șansa să continuăm în Champions League sau cel mai rău în Europa League. Dacă domnul Dorinel Munteanu știe și cunoaște valoarea fotbalului românesc în momentul de față și că nu putem să ajungem în Champions League, îi respectăm opinia. Eu n-am spus niciodată lucrul ăsta, dar nici nu promit că voi ajunge în Champions League. Cu siguranță ne vom bate să vedeți CFR Cluj până în decembrie. Și aș vrea să văd câte echipe din România vor mai juca până în decembrie în competiții europene. Tare sunt curios să văd câte echipe din România, cu toate că eu le doresc baftă fiecăruia. Nu sunt un tip care să stau așa, cum cred că au stat unii. Când am jucat noi pe la Banja Luka, cred că au avut, nu și-au tăiat unghiile de vreo 2 săptămâni. Dar eu sunt omul care îmi doresc ca toate echipele să se califice. Dar, încă o dată vă spun, să nu fim doar noi cei care vom juca până în decembrie în competițiile europene.